Scripturile vorbesc despre faptul că în vremurile din urma ale omenirii, fără de legea, păcatul va căpăta proporții nemai întâlnite. Tot atunci pământul va fi frământat de tot felul de cataclisme, omenirea urmând să fie greu încercată. Dar o altă caracteristică a acestor vremuri va fi înșelarea la nivel spiritual, de o dimensiune nemai întâlnită. Ca niciodată, prorocii și învățătorii mincinoși vor duce înșelarea la cote maxime. Satan va căuta să înșele chiar și pe cei aleși. Se pare că va fi o amăgire în masă de proporții planetare. Faptul că cei mai mulți îi vor urma pe acești înșelători, de asemenea, este scris, și aceasta arată că poporul care are pretenția că este creștin, suferă de lipsa discernământului. O privire atentă la ceea ce se întâmplă azi în creștinism și în mediul evanghelic ne va descoperi că acest duh al rătăcirii deja lucrează. Oameni scriși cu fierul roșu în însuși cugetul lor sunt urmați de tot mai mulți creștini și adevărata Evanghelie a fost înlocuită cu una falsă. Cred că nu greșesc atunci când spun că astăzi Evanghelia lui Hristos abia dacă se mai propovăduiește pe aici și pe colo, iar liderii spirituali, cu cât au mai mulți adepți, cu atât sunt mai periculoși. Spun asta deoarece criteriul după care sunt apreciați acești lideri religioși nu mai este curățenia și puritatea cuvântului a Evangheliei, ci carisma lor, capacitatea de a capta atenția mulțimilor. Deja ei sunt urmați tocmai pentru că au această influență și carismă, nu pentru că sunt fideli scripturilor. Vedem aceasta peste tot, chiar și în vecinătatea cea mai apropiată. Dr. Martin Lloyd Jones a reușit să facă lumină în acest aspect într-un mesaj din anul 1955, mesaj provenit din studiul pe care acesta l-a făcut pe epistola lui Pavel către Romani, un studiu care s-a întins pe o perioadă de 13 ani. La 65 de ani de atunci, de când Martin Lloyd Jones a avut acest mesaj, el reușește să creioneze o imagine foarte clară a acestor înșelători, și dacă nu le pronunță numele celor de atunci, el ne lasă să-i identificăm pe nume pe cei de astăzi. Exercițiul acesta al identificării înșelătorilor nu mai este dificil dacă luăm aminte la criteriile la care face referință Martin Lloyd Jones. Consider acest mesaj deosebit de important astăzi și cred că ar trebui reascultat de mai multe ori. Pentru a ne fixa în minte elementele pe care trebuie să le avem în vedere atunci când vrem să identificăm pe cei falși. Și, de ce nu, să căutăm să vedem dacă nu cumva am fost atinși chiar noi de acest duh al rătăcirii. Scripturile spun că cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. De asemenea, vom putea aprecia dacă ceea ce se mai predică azi este adevărata Evanghelie sau este una falsă. Vă invit, deci, să ascultați și să reascultați acest mesaj și să căutăm împreună să ne întoarcem la adevărata Evanghelie, dar și să ne lepădăm de toți care până acum ne-au înșelat și ne-au dus pe cărările rătăcirii sub o falsă evlavie și predicând o falsă Evanghelie. Aș putea să vă dau și nume ale acestor înșelători, dar vă las pe voi să-i descoperiți și apoi să vă îndepărtați de ei. Apostolul Petru avertiza în finalul celei de-a doua epistole și spunea voi, deci, preubiților, știind mai dinainte aceste lucruri, păziți-vă ca nu cumva să vă lăsați târâți de rătăcirea acestor nelegiuiți și să vă pierdeți stăria, ci creșteți în harul și în cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. A Lui să fie slava acum și în ziua veșniciei. Amin. Să-L ascultăm, deci, pe Martin Lloyd-Jones. Romani 1, 16 și 17 căci mie nu-mi e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului, deoarece în ea este descoperită o dreptate pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, după cum este scris, cel drept va trăi prin credință. De ce ar fi cuiva rușine de Evanghelie? Treceți și voi prin asemenea momente, dragii mei, Mie mi se pare că este o întrebare foarte importantă. Și sunt gata să spun că dacă niciodată nu ați cunoscut această ispită, atunci probabil că nu ați cunoscut-o din cauza faptului că nu sunteți foarte buni creștini, că n-ați înțeles cu claritate mesajul creștin. Dați-mi voie să fiu mai concret. Niciodată nu-i impresionant să lăuzi pe un creștin zicând de când am crezut în Hristos n-am fost niciodată ispitit să am îndoieli, n-am fost niciodată ispitit să-mi fie rușine. E bine să poți spune acest lucru. Dacă a fost sau nu adevărat în ceea ce îl privește pe Apostolul Pavel, știm că ispit a fost adevărată în cazul lui Timotei. Și dacă citești despre viețile unor sfinți, vei vedea că de-a lungul secolelor au fost puternic atacați în această privință. Cum se naște această ispită? Așadar să studiem câteva dintre motive. Ceea ce îl face pe creștin uneori să-i fie rușine de Evanghelie este faptul că lumea își bate joc de ea și consideră că este o totală prostie. Această atitudine a fost evidentă în zilele de început ale bisericii. Pavel când le scrie corintenilor spune clar că Evanghelia a fost pentru evrei o piatră de potignire, iar pentru greci o nebunie. Aceștia au tratat totul ca pe o spurcăciune, Fariseii au urât-o în persoana însă și a Domnului, iar evreii au urât-o întotdeauna în apostoli, și grecii au urât-o în același fel. Întotdeauna lumea își bate joc de Evanghelie, și prin natura lui omului nu-i place să fie batjocorit. Omului nu-i place să fie asociat cu nimic din ceea ce devine subiect de batjocură. De ce își bate lumea joc de Evanghelie? O face din cauza mesajului pe care îl transmite Evanghelia. Evanghelia proclamă, predicatorul Evangheliei trebuie să proclame pe unul care s-a născut într-o sărăcie absolut deplorabilă. Născut într-o iesle pentru că nu s-a găsit o cameră în Han pentru el. A crescut într-un sătuc și a fost instruit să fie templar. Acesta e cel pe care îl predicăm noi. Acesta e cel pe care îl prezentăm noi lumii, unul care a fost răstignit într-o aparentă slăbiciune. După ce a făcut afirmații înălțătoare despre el însuși, este luat și adus într-o totală stare de neajutorare. Este țintuit în cuie pe o cruce și moare în timp ce mulțimea rânjește la el și râde de el zicând, i-a mântuit pe alții să se mântuiască pe el însuși dacă este Hristosul alesului Dumnezeu. Așa ceva proclamăm noi. Noi îl predicăm pe un templar, pe unul care a trăit o viață de sărăcie și a murit pe cruce și, bineînțeles, lumea ridiculizează acest lucru și își bate joc de tot ce semnifică el, pentru că noi afirmăm că această persoană este mântuitorul lumii și Fiul lui Dumnezeu. Pentru evrei a fost o piatră de potignire și pentru greci a fost o nebunie. Așadar, însuși, caracterul acestui mesaj are tendința să producă această bătaie de joc – și zic eu, prin natura lui, omului nu-i place să fie ridiculizat și de aceea îi este rușine de această evanghelie. Aceasta e ispita. Ca să explic într-un alt fel, evanghelia nu este o filozofie. Ea este relatarea mai multor fapte. Lumea nu ridiculizează niciodată filozofia. O admiră. Este plină de învățătură și frumusețe. Vii cu păreri opuse și le discuți într-o manieră binevoitoare, Lumii îi place așa ceva. Dar Evanghelia nu-i o filozofie. În ea nu găsești mari argumente filozofice. Patru Evanghelii cu un rezumat despre această persoană, apoi rezultatul morții sale, apoi afirmații extraordinare pe care niște oameni foarte simpli le-au făcut despre el și afirmațiile sunt făcute, așa cum sunt ele făcute, în Cartea Faptele Apostolilor. Evanghelia nu e o filozofie. Ea nu urmează niște metode filozofice, ea nu-i un sistem filozofic. Și din această cauză lumea are tendința să-și bată joc de ea, să o ridiculizeze. Și apostolul a știut bine acest lucru. Vă aduceți aminte ce s-a întâmplat de exemplu și aici avem o ilustrație perfectă pentru tot ceea ce spunem când Pavel a vizitat pentru prima dată Atena și a început să vorbească în acel loc. Stoicii și epicurienii au zis, cine e omul acesta? Ce vrea să spună palavragiul acesta?" Pare că vestește niște Dumnezei străini. Și când Pavel a început să le predice, imediat au început să-și bată joc de el, mai ales când a început să le vorbească despre Domnul Isus Hristos, despre moartea lui și despre învierea lui. Și cuvântarea lui a fost întreruptă. Aceasta nu-i deloc o filozofie, au zis ei. Omul acesta vorbește numai despre o anumită persoană. Aceasta e o prostie, e ceva lipsit de sens. Cu alte cuvinte, Pavel nu era autorul unei noi teorii filozofice, iar ei criticau acest lucru. Prin urmare, acestea sunt câteva aspecte care, din când în când, i-au făcut pe cei ce sunt adevărați creștini să se simtă rușinați, în mod deosebit atunci când vorbeau despre aceste lucruri în prezența așa zis, și lor, învățați și cultivați cunoscători ai filozofiei. Și apoi adăugați la toate acestea, desigur, faptul că Apostolul le scria unor creștini din Roma. Stăpâna lumii, cetatea imperială, tronul guvernării, locul unde veneau cei mai mari oameni. Încerca să vă gândiți la acest lucru. În mijlocul pompei și al ceremoniilor din jurul acestor împărați romani și al oamenilor de la Curtea Romană, apare un om care zice că mântuitorul lumii este un tâmplar din Nazaret, și pavel își imaginează bazjocura și râsul acelor oameni însemnați de la Curtea împărătească. Cea mai neașteptată glumă vine un om care zice că un templar din Nazaret, din țara evreilor, este fiul lui Dumnezeu și mântuitorul lumii, și că el mântuiește lumea murind pentru ea neajutorat pe o cruce. Ce glumă, cât de amuzant! Acesta este răspunsul celor învățați. Apostolul Pavel era un om foarte inteligent. El era un om capabil și n-a fost nici ușor și nici simplu pentru un om ca el să îndure această bajocură, acest sarcasm și această derâdere. Comentariul lui pe marginea acelei stări de lucruri poate fi găsit în primele trei capitole din prima sa epistolă către Corinteni și nu ne îndoim deloc că el a simțit din plin cum e să suporți asemenea ironii. Iată-l deci pe Pavel cu toată educația lui, cu influența mediului în care a crescut și cu deprinderile sale excepționale, un om care nu face altceva decât să predice, într-un fel în care oricine putea predica și în timp ce le vorbea era conștient de ceea ce ziceau ascultătorii și îi putea vedea uitându-se unii la alții în timp ce li se adresa. Prin urmare, el afirmă în mod intenționat că a devenit un nebun pentru Hristos și continuă spunând, dacă cineva dintre voi se crede înțelept în felul viaului acestuia, să se facă nebun ca să ajungă înțelept. Cu alte cuvinte, el le spune că voi sunteți interesați de înțelepciune și ne considerați niște nebuni, dar eu vă spun că dacă vreți să fiți cu adevărat înțelepți, mai bine faceți-vă nebuni împreună cu noi și atunci veți avea înțelepciunea lui Dumnezeu. Dar întrebuințarea cuvântului nebun indică în mod clar că apostolul s-a luptat cu această problemă specifică. Adevărul este că lumea atribuie o mare semnificație minții și intelectului și învățăturii și înțelegerii. Și nu numai atât, dar îi atribuie și un efort și o luptă morală. Ea se laudă cu aceste lucruri. Evanghelia însă nu o face. Aceasta însă nu înseamnă că Evanghelia te îndeamnă la sinucidere intelectuală sau că un om capabil nu poate fi creștin. În schimb, Evanghelia le spune tuturor oamenilor încă de la început că nu contează cât de destoinic este omul, pentru că singură a lui nu va face din el niciodată un creștin. În felul acesta îl plasează intelectual pe același nivel cu cei cărora le lipsește înțelepciunea. Îi aduce pe toți așa cum am văzut deja la același nivel. În mod intenționat, se spune că mândria intelectuală este probabil ultimul bastion care trebuie să cedeze atunci când Duhul Sfânt lucrează în Sufletul Omului. Evanghelia nu se laudă cu inteligența, ea nu se laudă cu bătălia și cu efortul moral. Îți spune de la început că poți face ce vrei, pentru că tot ce faci tu nu valorează nimic. Îți spune că toată dreptatea ta este ca o haină murdară, că toate faptele tale minunate vor fi ca un gunoi nu-ți vor folosi la nimic. Ori lumii nu-i place acest lucru și apostolul o știa. El a trebuit să îndure mult sarcasm și bajocură din partea ei și din această cauză a venit peste el și ispita de a se rușina de Evanghelie, pentru că știa care era mentalitatea grecilor și a evreilor și a altora care ascultau această Evanghelie. Vedeți cât de ușor poate veni ispita și a venit în felul acesta și la Timotei. Și apoi când mai adăugat și suferința lor pentru această evanghelie, nu doar suferința unei jocuri, ci și suferința fizică, vă puteți da bine seama cât de ușor și-a făcut loc ispita. Cu alte cuvinte, Evanghelia lui Hristos se opune ideilor lumii în toate privințele și întotdeauna, fără excepție. Ea nu-i în ton cu nicio altă învățătură. Ea nu-i în ton cu nicio altă filozofie, ea este o învățătură absolut unică și este total diferită. Lumea nu-i curioasă și nici interesată de ea. Lumea își găsește plăcerea în mari exerciții intelectuale și în seara aceasta putem spune că și cel mai neînvățat om din lume poate asculta aceeași evanghelie alături de cel mai mare filozof și prin har poate primi mântuirea. Lumea se dă înapoi și îi în râs. O, da, dar, pentru că omul nu este încă perfect, nu-i place să fie luat în derâdere, în mod deosebit când este capabil să vorbească despre filozofie cu omul care râde de el. El știe că l-ar putea înfrunta, dacă ar vrea, pe propriul său teren, dar mai știe că nu-i voie să o facă, pentru că, prin aceasta, și-ar nega Evanghelia. De aceea este nevoit să se abțină și chiar să renunțe. El trebuie să fie un nebun de dragul lui Hristos. Observați cum vine Ispita? Mi se pare că aceste considerații constituie cel mai important test prin care aflăm care este cu adevărat adevărata Evanghelie. Realmente putem testa ce se predică pe baza unui singur criteriu și anume că Evanghelia lui Isus Hristos este întotdeauna o jignire la adresa omului firesc. Evanghelia lui Isus Hristos este întotdeauna expusă ridiculizării și disprețului. Și din cauza aceasta, metoda cea mai bună pentru testarea predicării Evangheliei este următoarea. Este ea ofensatoare pentru omul firesc? Îl supără ea pe acesta? O va urâi omul firesc? Dacă nu o face, undeva ceva nu în regulă cu ea. Evanghelia lui Isus Hristos nu-i deloc populară, nu este pe placul omului firesc. El îi se opune. Prin urmare, dacă îl veți auzi pe omul firesc și nenăscut din nou că laudă fie predicatorul, fie mesajul lui, eu vă sfătuiesc să examinați cu atenție atât predica respectivă cât și pe acel predicator. Toți am văzut că sunt multe feluri în care Evanghelia este predicată astfel încât să nu fie ofensatoare. N-am citit sau n-am auzit oare predici în care Hristos este descris ca un mare erou și un mare exemplu? Nimeni nu-i jignit de acest lucru. De fapt, lumii chiar îi place o asemenea prezentare, tocmai pentru că nu ofensează pe nimeni. Îl prezinți pe Hristos ca pe un mare exemplu, ca un mare erou și oamenii vor zice, e un lucru bun, e un lucru extraordinar. De fapt, ei spun acest lucru, îl voi urma, voi încerca să fiu și eu la fel. Bineînțeles că pot, trebuie doar să depun un efort, dacă mă străduiesc o pot face, Așa că lumii îi place o asemenea predică și o ia ca pe un compliment. Iată-l pe Hristos, ridică-te și urmează-l! Și oamenii sunt gata să o facă, deoarece cred că sunt capabili să o facă. Dar când le spui că el este unul care nu poate fi imitat, că îi condamnă pe alții, atunci încep să-și arate colții și te vor urâ pentru acest lucru. Dar prezintă-l ca pe un erou, ca pe un exemplu și nu-i vei supăra. Sau să luăm învățătura lui Hristos. Învățătura Domnului Isus Hristos este prezentată de unii oameni ca fiind cea mai frumoasă învățătură din lume. Predica de pe munte, zic ei, este minunată, este frumoasă și înălțătoare. Așa o prezintă ei. Și de data aceasta, lumea o îndrăgește pentru același motiv. Ea crede că și-o poate însuși și că o poate pune în practică. Dar când predica de pe munte este cu adevărat predicată, când omul începe să știe ce înseamnă să fii sărac în duh și ce înseamnă să plângi și să fii flămân și însetat după dreptate, când stă față în față cu adevărata prezentare spirituală a legii, o va urâ pentru că îl condamnă. El nu vrea să se simtă sărac în duh. Este așa cum a zis un om a cărui predică am citit-o odată. El spunea așa, Cântările lui Charles Wesley care te fac să zici sunt plin de fără de lege și păcat ar trebui să fie scoase din cartea de cântări. Cine l-a auzit vreodată pe un om care s-a dus să-și caute o slujbă zicându-i celui care l angajează sunt plin de păcate și fără de legi? Dacă o va face, nu va obține niciodată slujba. Și îți place, nu ți place, ni se cere să spunem acest lucru. El a urât-o pentru că l-a condamnat. Dacă însă predicăm Evanghelia ca pe o învățătură frumoasă, ea niciodată nu va supăra, ea niciodată nu va răni. Sau de câte ori nu este Domnul Isus Hristos prezentat ca unul care ne poate rezolva problemele? Cunoști tipul de predică? Ai probleme? Te supără vreun păcat? Te îngrijorează ceva? Vino la Hristos, El te va ajuta. Vino imediat, El te așteaptă și îți va îndepărta toate problemele, și mâine vei umbla ușurat, nu vei mai fi același. Toate problemele tale se vor rezolva. Vino la El. Așa ceva nu supără pe nimeni, cum ar putea supăra pe cineva? Această, așa zis, Evanghelie nu poate jigni pe nimeni, pentru că sunt în necaz și au nevoie de ajutor, și la îndemâna lor stă cineva care este gata să-i ajute în orice moment. Tot ce trebuie ei să facă este să vină la el și el va face orice pentru ei. O, de câte ori n-a fost predicat Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ca și cum ar fi un super psiholog care îi poate ajuta pe oameni să-și rezolve problemele, care poate îndrepta totul și care îi poate face fericiți odată pentru totdeauna. Acestea nu supără pe nimeni. Sau dacă învățătura lui și el însuși sunt prezentate ca un fel de înălțare morală, etică și nobilă, care asigură o frumoasă filozofie a vieții, el, palidul galilean, frumosul poet, cel delicat care este prea rafinat pentru lumea care nu l-a putut urma și așa cum l-au făcut pe Socrate să bea o travă, așa l-au crucificat pe el, etc. Lucrurile acestea nu vor supăra niciodată pe nimeni. Îl pun doar pe Hristos între filozofi. El este unul dintre ei și admir pe toți în egală măsură. Dați-mi voie să închei această prezentare abordând problema în felul următor. Știi că e posibil să predici crucea lui Hristos în așa fel încât să-i faci pe oameni să aplaude? Ei zic, ce frumos, cât de minunat! Este posibil să o predici în așa fel încât nimeni să nu se simtă ofensat. Și totuși, zice apostolul, dacă fac anumite lucruri, ofensa crucii dispare când crucea este predicată cu adevărat pentru evrei devine o piatră de potignire, este o nebunie pentru greci. Ei o urăsc, ea este o ofensă și ea a rămas o ofensă și pentru omul firesc de astăzi. Dar de multe ori crucea este predicată ca și ceva compătimitor, iar Hristos ca pe un om care cere milă. nu e așa? Ce păcat, ce trist, lumea nu l-a cunoscut, lumea nu l-a recunoscut, în cruzimea ei l-a dat la moarte, dar el i-a iertat și le-a zâmbit. Minunatul Isus. Aceasta nu-i predicarea crucii, în aceasta nu-i nicio ofensă. Așa ceva n-a supărat niciodată pe nimeni, pentru că în felul acesta îl descrii ca pe unul care a fost prea bun pentru lumea aceasta și pe care lumea l-a crucificat. Nu aceasta este ofensa crucii, Ofensa crucii se manifestă atunci când simt că sunt atât de condamnat și atât de pierdut și neajutorat, încât dacă El, Isus Hristos, n-ar fi murit pentru mine, niciodată nu l-aș fi cunoscut pe Dumnezeu și niciodată n-aș fi fost iertat. Și lucrul acesta rănește, lucrul acesta supără. Aceasta îmi spune mie că sunt neajutorat, că sunt rău și nu sunt bun de nimic și pentru că sunt un om firesc nu-mi place acest lucru. Vedeți acum importanța acestui lucru? Evanghelia curată îi ofensează pe oameni, ei o urăsc, ei o ridiculizează, ei varsă asupra ei sarcasmul și bazjocura lor. Și apostolul a știut acest lucru. El a știut ce înseamnă să fie ridiculizat pentru că a experimentat așa ceva cam peste tot pe unde a umblat. Ce vrea să spună palavragiul acesta? Cine-i omul acesta? Pavel a știut foarte bine că în momentul când se va duce la Roma, va avea de suportat același lucru. El știa că adevărata Evanghelie produce ridiculizare și opoziție. Observați însă că le spune că în ciuda acestor greutăți, el este gata să o predice. O, dragii mei, haideți ca în privința aceasta să vedem lucrurile clar. Haideți să fim categorici în privința aceasta. Ceea ce spun eu este că Evanghelia noului testament, când este predicată cu adevărat, dă naștere antagonismului. Lumea nu o laudă, face exact opusul. Citiți biografiile unor oameni pe care Dumnezeu i-a folosit în modul cel mai remarcabil în istoria bisericii de la începutul ei și până astăzi, și veți găsi că toți au fost obligați să îndure această bazjocură. Gândiți-vă la Marele George Whitfield la John și Charles Wesley când au predicat în Londra cu 200 de ani în urmă, bat la care au fost supuși, epitetele care le-au fost adresate, disprețul, derâderea și sarcasmul la care au fost supuși. Mărețul Whitfield, un om mare chiar și în sensul concret al cuvântului, recunoscut ca fiind cel mai mare orator pe care l-a cunoscut lumea, cu toate acestea, în societatea politicoasă din Londra, din cauză că, din nefericire, mușchii ochilor lui erau slăbiți și suferea de strabism, era poreclit doctor strabismus. Își băteau joc de el și de Evanghelia lui. La fel s-a întâmplat și cu John și Charles Wesley, până și rudeniile lor s-au făcut vinovate de acest lucru. Ei îi ziceau, de ce îți bați joc de tine însuți? De ce nu poți predica așa cum predică și ceilalți? Ori unde te-ai duce, după tine vine numai o gloată de oameni de rând și fără școală. Se adună în jurul tău în Kennington, se adună pe lângă tine în Moorfields, se adună pe lângă tine în Tottenham, Court Road. Ei se adună pretutindeni unde te duci în țară, dar predicile tale sunt predici care fac apel numai la acest gen de oameni. Chiar și mama lui a vorbit în felul acesta. Aceasta era acuzația care li se aducea acestor oameni. Și bineînțeles că îl rănea pe un om ca John Wesley, membru al Colegiului din Oxford, un om învățat, un om capabil, care cu toate acestea a înfruntat această ispită la fel ca și Apostolul și a zis: Nu mi-e rușine, voi fi și mai respingător. Așa vine ispita. Aceasta, zic eu, este o chestiune foarte importantă și un test esențial pentru predicarea Evangheliei. Dacă nu ne expunem acestui dispreț, dacă nu-i ceva în ea care să ne facă uneori să ne simțim rușinați de ce predicăm, atunci nu predicăm adevărata Evanghelie. Dar lucrul care contează este că apostolul, în ciuda tuturor acestor lucruri, zice că nu este rușine de Evanghelie, cu riscul de a deveni obiectul bagiocurii Romei, vin la voi, căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos. Apoi Pavel continuă și ne spune de ce nu este rușine de ea, dați-mi voie ca în momentul de față să ating doar întreagăt acest subiect. Aici avem un alt test extrem de important. Permiteți-mi să îl prezint sub formă de întrebare. Dacă îmi spuneți că nu vă este rușine de Evanghelie, eu am dreptul să vă întreb de ce nu vă este rușine de ea. Sunt curios ce motive îmi veți da. Ceea ce vreau să scot în evidență aici este că singurul răspuns pe care îl puteți da la această întrebare este cel pe care îl dă apostolul. Dar oare de câte ori nu dau oamenii alte răspunsuri care nu fac decât să ilustreze cât de greșit s-a înțeles adevăratul caracter al Evangheliei? Nu-i nimic mai revelator decât motivele pe care le invocă oamenii când afirmă că nu le este rușine de Evanghelie. Dați-mi voie să vă dau o ilustrație. L-am auzit odată pe un om mărturisindu-se și iată ce a zis el. M-am hotărât pentru Hristos acum 20 de ani și niciodată n-am regretat acest lucru. Lui nu i-a fost rușine de Evanghelia lui Hristos, așa a zis. Dar observați motivul lui? M-am hotărât pentru Hristos acum 20 de ani și niciodată n-am regretat acest lucru. Acesta a fost singurul motiv, singurul pe care l-a prezentat întotdeauna. Ceea ce a vrut să spună prin aceasta este că Evanghelia lui Hristos l-a făcut un om fericit și l-a eliberat din mai multe puncte de vedere. Întregul lui motiv însă era unul pur subiectiv. Nu acest motiv este invocat de apostol. Mă întreb dacă înțelegeți ce vreau să spun. Motivul pentru care nu ne este rușine de evanghelie trebuie să fie întotdeauna strict legat de evanghelie. Trebuie să fie întotdeauna unic și aceasta înseamnă în mod necesar să nu se limiteze la noi și la ceea ce ni s-a întâmplat nouă. Căci mie nu mi-e rușine de evanghelia lui Hristos. De ce? pentru că este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire, deoarece în ea este descoperită o dreptate pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință. Iată ceva unic, nu-i așa? Dacă dai doar un răspuns personal și subiectiv, reușești să vezi imediat la ce te expui? Dacă te ridici și zici, am crezut în Hristos de o bună bucată de vreme, nu-mi e rușine de acest lucru, niciodată nu am regretat, și vă spun de ce. Sunt mult mai fericit din momentul când am crezut. Dorm mai bine decât înainte. Nu mă cert cum obișnuiam să o fac. Oamenii îmi spun că sunt mai fericit. Nu fac unele lucruri pe care le făceam înainte. Acesta e motivul pentru care nu mi-e rușine de Evanghelie. Toate aceste lucruri le-a făcut Evanghelia pentru mine. Ce răspuns vei primi? Să presupunem că te ascult de pe poziția unui necredincios și zic, foarte interesant, Mâine seară să mă duc la prima biserică științifică a lui Hristos, pentru că am auzit că și acolo oamenii fac mărturisiri uimitoare, așa că mă duc la biserica creștină științifică, ascult ce se spune acolo și aud aceleași lucruri. Cea mai frumoasă zi din viața mea a fost ziua când, în ecazul meu, am fost luat și dus de un prieten la închinare într-o biserică științifică. Eram îngrijorat și tulburat. Totul apăsa asupra mea. Sănătatea mea nu era bună. M-am dus la doctori, nimic nu m-a ajutat. Dar de când am crezut acest lucru și am început să-l practic, am fost un alt om. Prietenii îmi spun că abia mă recunosc. Umblu cu pași mai ușori, sunt fericit, nimic nu mă mai tulbură, chiar și când mă îmbolnăvesc. Același lucru. Și în felul acesta mă duc pe la toate sectele religioase și aflu că toate spun la fel. Ba chiar mă duc și ascult o prelegere ținută de un psiholog și el zice același lucru și el vine să prezinte cazurile lui, iar respectivii vor face aceeași mărturisire. Vedeți acum, dragii mei, cât de important este să putem da un motiv corect? Nu-i suficient să te ridici și să zici că și mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Isus Hristos. Întrebarea este, pentru ce motiv nu ți este rușine? Și cu voia lui Dumnezeu vom continua să luăm în considerare un extraordinar răspuns pe care îl dă acest om minunat al lui Dumnezeu. Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, zice el, pentru că este Evanghelia lui Dumnezeu și pentru că este puterea lui Dumnezeu, dinamica lui Dumnezeu, pentru că este mântuirea în conținutul ei întreg, pentru că este adevărata și singura cale de mântuire, o cale specifică, o cale revelată. Este dreptatea care vine de la Dumnezeu însuși. Și aici, observați, Apostolul a introdus mari cuvinte teologice, cuvinte esențiale ale doctrinei creștine. Acesta e motivul lui Pavel pentru care nu este rușine. Și nu ezit deloc să spun că este singurul motiv adevărat. Este singurul motiv care îl glorifică cu adevărat pe Dumnezeu și pe Domnul Isus Hristos, pentru că toate celelalte motive pot fi falsificate de alte lucruri. Motivul pentru care nu ne este rușine de această Evanghelie trebuie să fie unic, separat, distinct. Dumnezeu glorificat, Hristos glorificat, lauda este în Duhul. Ceva ce nimeni nu poate spune, afară de cel ce a fost chemat prin harul lui Dumnezeu, a fost născut din nou și i s-a dat o natură nouă și o înțelegere a faptului că Dumnezeu a făcut toate aceste lucruri.